Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri. Să vedem care sunt titlurile acestei ediții. Opoziția a boicotat a treia oară consecutiv ședința Parlamentului. Trebuie să discutăm cât poate dura boicotul din partea colegilor noștri, care pur și simplu nu vor ca să intre în vigoare niște legi care le așteaptă toată societatea. Deputatul Ștefan Gațcan și-a retras plângerea în care susținea că a fost intimidat și susține că în curând va reveni în țară. Sper curând să ne revedem în țară și mai departe să lucrăm pentru cetățeni, pentru țară. Angajații din 5 grădinițe din capitală au intrat în carantină după ce au fost depistate cazuri de COVID-19. Noi facem absolut toate lucrurile necesare pentru pregătirea și asigurarea instituțiilor educaționale în regim post-pandemic, dar există riscuri extrem de mari. Un director de piață ar șantaja municipalitatea cu sistarea activității după ce a fost obligat să evacueze câteva gherete ilegale. Dacă el are alte planuri, de construcții de bloc, de nu știu ce, nu o să construiască nimic. Vrea să închide piața, să-și închide piața, dar șantajul nu va trece. Ministerul Sănătății anunță alte 92 de cazuri de COVID-19 după ce în ultimele 24 de ore au fost efectuate 753 de teste. În aceste condiții, bilanțul total al cazurilor confirmate a ajuns la 17.906, dintre care 62% dintre pacienți, adică peste 11.000, s-au tratat. Potrivit celor mai recente date, 425 de persoane bolnave sunt în stare gravă. Dintre acestea, 31 sunt conectate la aparate care îi ajută să respire constant. 1064 au stare de gravitate medie, iar ceilalți pacienți sunt în stare satisfăcătoare. Situația a fost discutată și la ședința de dimineață a conducerii țării. Atestăm cu diminuarea numărului de cazuri pe parcursul săptămânii precedente, dar este clar că după ce analizăm ce se întâmplă în general în lume cu această pandemie, este clar că lucrurile nu, sau pandemia nu va pleca rapid și imediat, indiferent de tendințele la noi în țară. Săptămâna trecută de 3 ore a fost înnoit anterecordul la nivel global de număr de cazuri. Până azi, în rândul medicilor, au fost confirmate 2546 de cazuri de infectări, cei mai mulți fiind medici și asistenți. Între timp, cifra totală a victimelor a ajuns la 595. Un nou gest de solidaritate și recunoștință pentru medicii moldoveni. Guvernul a instituit în acest an și Premiul Național în domeniul medicinei. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei de Profil organizată la executiv în semn de respect față de toți lucrătorii din sănătate implicați în lupta împotriva COVID-19. Inițiativa de a acorda premii medicilor a venit din partea șefului Cabinetului de Miniștri. Potrivit lui Ion Chicu, pandemia a venit cu presiuni fără precedent pe Sistemul Național de Sănătate Publică. Astfel, mai mulți medici au demonstrat exemple de profesionalism și devotament față de meserie și dăruire de sine. Premierul a precizat că au fost găsite mijloace financiare necesare din contul cheltuielilor legate de organizarea galei Premiului Național. Scrisorile de recomandare și dosarele pot fi depuse concomitent doar în format electronic pe adresa de e-mail a Cancelariei de Stat până data de 24 iulie. Potrivit legii, guvernul acordă anual până la 10 premii naționale. Opoziția parlamentară boicotează din nou ședința Parlamentului. Forul legislativ s-a întrunit astăzi doar cu 50 de deputați în sală și ședința a fost închisă din lipsă de quorum. Conducerea țării declară că acțiunile concertate ale partidelor de opoziție sunt o încercare clară de a provoca o criză politică prin blocarea unor importante proiecte sociale, asupra cărora guvernul și-a asumat răspunderea săptămâna trecută. Și au înregistrat prezența 50 de deputați, nu și-au înregistrat prezența Gațcan Ștefan cerere de demisie, fracțiunea Acum Platforma Da, fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate Blocul Acum, grupul parlamentar Pro-Moldova, fracțiunea Partidul Ușor și deputații neafiliați. Colegii noștri deja a câta oară, a treia oară, boicotează ședințele plenare. Trei din ei, de fapt doi, am informații în scris că ei vor boicota în continuare ședințele. Trebuie să discutăm cât poate dura boicotul din partea colegilor noștri, care pur și simplu nu vor ca să intre în vigoare niște legi care le așteaptă
toată societatea. Și premierul Ion Ghicu s-a expus pe marginea acțiunilor concertate ale coaliției informale Candu, Sandu, Năstase, Șor. Șeful cabinetului de ministri susține că parlamentarii din opoziție nu au niciun temei legal să blocheze proiectele sociale asupra cărora executivul și-a asumat răspunderea, iar aceste acțiuni chiar contravin Constituției. Ion Ghicu declară că blocarea actelor care prevăd majorarea salariilor medicilor și acordarea indemnizațiilor pensionarilor vor duce la o criză. Partidele politice care limitează activitatea guvernului, care încalcă Constituția, poartă toată responsabilitatea pentru criza politică pe care o avem. Nu are Maia Sandu, nu au alții niciun temei constituțional să blocheze activitatea guvernului. Potrivit lui Ion Ghicu, cele mai multe modificări la legea bugetului de stat au fost făcute în contextul pandemiei de COVID-19. Primul rând, pentru majorarea salariilor medicilor de la 1 septembrie cu 30%, mai mult de 400 de milioane în acest sens sunt alocate. Achitarea unui suport bănesc unic pentru 659.000 de pensionari. Proiectele prevăd acordarea suportului imediat agricultorilor de 100 de milioane de lei. De asemenea, proiectul prevede alocarea indemnizațiilor pentru urmașii medicilor care au decedat acum în timpul acestei pandemii de COVID-19. Premierul a mai acuzat opoziția, în special liderul PAS Maia Sandu, și pentru piedicile care le pune pentru atragerea sprijinului de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Faptul că Maia Sandu blochează și finanțarea din partea Uniunii Europene, cum a făcut-o și în cazul creditului rusesc, vorbește doar de un singur lucru. Face tot ce poate ca să blocheze finanțarea țării. Și văd că e indiferent. Din est, din vest, de la Uniunea Europeană, principalul să-și facă așa cum dorește ea. Biroul permanent al Parlamentului urmează să se întrunească într-o nouă ședință pe 8 iulie pentru a stabili pașii următori în adoptarea legilor asumate de guvern. Locuitorii țării sunt indignați de comportamentul opoziției parlamentare și spun că partidele conduse de Maia Sandu, Andrei Năstase, condamnatul fugarii Lanșor și Andrean Candu, finul oligarhului Vladimir Plahotniuc, vor să ducă oamenii la sapă de lemn. Poziția populației este susținută și de Partidul Socialiștilor, care susține că alianța haosului Candu, Sandu, Plahotniuc, Șor blochează majorarea salariilor medicilor și alocațiilor sociale pentru pensionari. Нет, их надо гнать в шею. А зачем оскорблять так народ? Они же народ оскорбляют, это нельзя это делать. Они для себя делают, а для народа почему ничего? Probabil și-au interesele sale. Mai sunt jocuri politice. Perioada asta când sunt atâtea necesități, poporul așteaptă, așteaptă suplimente medicii, așteaptă pensionarii și, sincer să vă zic, pensionarul este indiferent cine votează, guvernul își asumă responsabilitatea sau parlamentul. E important să-și primească ceea ce merită. Это прогул. А за прогул соответствующие меры принимаются. Если наши избранники позволяют себе прогулы. Я затрудняюсь даже, как это классифицировать. Я другого воспитания по дисциплине. Ну, есть и бине, потому что salarii или medicilor, care schimbă acum cu atâția infectanți, sunt foarte mizerabile și ei vai de capul lor. Și pentru pensionari, fiindcă ce am lucrat toată viața, pensia e mizeră, și lupt pentru existență. De asta nu sunt de acord ca să nu, cu opoziția care nu vrea ca să mărească salariile. Să le dea domnul înțelepciune și frică de dânsul ca ei să gândească la poporul ăsta oropsit și chinuit din cauza furturilor și corupției care este foarte mare. Нет, не нормально. Это входит в их обязанность. За это они получают зарплату. Поэтому они должны посещать все эти вот заседания. Și Partidul Socialiștilor se declară indignat de comportamentul irresponsabil al partidelor oligarhice susținut de formațiunile conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase, care au blocat pentru a treia oară ședințele Parlamentului, unde guvernul urma să-și asume răspunderea în fața deputaților pe un pachet de legi în suportul cetățenilor. PSRM a susținut propunerea președintelui țării Igor Dodon de a dubla în etape salariile tuturor angajaților în sistemul medical, iar opoziția distructivă a blocat acest proces.
Alianța Haosului Candu Sandu Plahașor a blocat și plata câte 700 de lei la peste 660.000 de pensionari care așteaptă realizarea acestei propuneri a șefului statului Igor Dodon, se arată într-un comunicat de presă al socialiștilor. În această ordine de idei, Partidul Socialiștilor împărtășește și nemulțumirea exprimată de agricultorii din țara noastră care așteaptă suport financiar suplimentar de 100 de milioane de la stat, dar și altor categorii de populație care urmau să beneficieze de proiectele blocate de opoziția parlamentară. Mii de familii ale angajaților în structurile de forță care au așteptat că statul va facilita procurarea unei locuințe prin programul Prima Casă au rămas astăzi cu speranțele distruse din cauza blocării acestui ajutor de către deputații Alianței Haosului. Din cauza mofturilor politice ale opoziției, nu vor fi alocate nici 50 de milioane de lei pentru crearea noilor locuri de muncă în 16 raioane ale Republicii, se mai arată în declarația PSRM. Partidul Socialiștilor, care este formațiunea de guvernare, a dat asigurări că împreună cu guvernul Ion Chicu și președintele țării Igor Dodon, va identifica soluții pentru a ajuta cetățenii în perioada de criză. Deputatul Ștefan Gațcan este bine și în curând va reveni în țară, a afirmat-o chiar el într-o nouă filmare postată azi dimineață pe o rețea de socializare. Gațcan a mai declarat că își retrage cererea adresată Procuraturii Generale, prin care susținea că ar fi fost supus unor intimidări. Săptămâna trecută, Ștefan Gațcan a depus o plângere la Procuratura Generală privind pretințele presiuni și intimidări din partea anumitor persoane care l-ar fi obligat să renunțe la mandat. Gațcan susține că săptămâna trecută adresarea a fost făcută din motive de securitate, însă acum totul a revenit la normal. La noi totul este bine. Vreau să vă spun că cererea depusă pe data de 30 iunie către Procuratura Generală să fie retrasă pentru acțiunile din 30 iunie, primul moment, dar într-adevăr eu am cerut aplicarea 13 din statutul deputatului pentru protecția juridică a mea și a familiei, deoarece la etapa respectivă a fost această necesitate. Sper curând să ne revedem în țară și mai departe să lucrăm pentru cetățeni, pentru țară. Amintim că în data de 30 iunie deputatul PSRM Ștefan Gațcan, ales în martie pe circumscripția Hâncești, a declarat că părăsește formațiunea și aderă la grupul Promoldova. Oferta tentantă de a părăsi fracțiunea PSRM ar fi venit din partea reprezentanților partidului Șor. Aceștia i-ar fi propus parlamentarului jumătate de milion de euro. Bani pe care Gațcan i-a refuzat. Declarația a fost făcută de șeful statului Igor Dodon, care susține că renumitul medic personal l-a informat în biroul prezidențial despre presiunile la care este supus. Ulterior, el a depus o cerere prin care să îi se asigure paza pentru a părăsi țara împreună cu familia sa. Ștefan Gațcan și-a depus mandatul de deputat în data de 1 iulie, dar a anunțat că va conlucra în continuare cu socialiștii. După ce ploile din weekend au făcut ravagii pe mai multe drumuri din capitală, municipalitatea s-a mobilizat și a început lichidarea consecințelor. Cea mai afectată a fost strada Dante Alighieri din sectorul Botanica, aflată în reparație. Muncitorii tocmai pregătiseră pietrișul și asfaltul pentru a acoperi drumul, însă precipitațiile abundente le-au luat-o pe dinainte și au lăsat în urmă o adevărată râpă. Colac peste pupăză, în același timp, a avut loc și o avarie la sistemul de canalizare. Pietrele și asfaltul dus de Puhoi au deteriorat și protecția unei conducte de gaz, ceea ce a îngreunat intervenția drumarilor. Urmare spălăturii și căderii unor materiale de construcții peste rețeaua de gazoduct, deci a fost distrus parțial protecția rețelei de gaz. Noi am intervenit cu serviciile respective, am înștiințat, după cum vedeți, dânșii lucrează, o să remedieze timp de o oră, cred că sper cel târziu. Refacem tot înapoi și începem înapoi să aducem materialul pentru a fi pistraturi, a fi adus, deci compactat și adus iarăși la nivelul bazei pentru a asigura construcția străzii. Potrivit reprezentanților Preturii Botanica, strada Dante Alighieri va fi renovată și reamenajată în totalitate. Natura și-a făcut felul ei, poate că dintr-o parte ne-au arătat și niște lucrări care trebuiau făcute și nu le-am văzut, nu erau vizibile. Acum o să ducem toate rețelele în stare normală și sperăm că în 10-12 zile o să terminăm lucrările pe Dante. O să organizăm aici, după cum arăt noi, în jurul la 30 de locuri de parcare, ce și o să fie un ajutor părțeiesc la alte de parcare și totodată să nu fie drumul ocupat de mașini. Și trotuar pietonal, evident. În urma ploilor de duminică în capitală a fost solicitată și intervenția pompierilor pentru pomparea apei din mai multe subsoluri de pe străzile Tudor Vladimirescu din orașul Durlești, pe calea ieșilor pe Zelinski și pentru a debloca un camion de pe strada Varnița.
Ploile torențiale din weekend au adus prejudicii în toată țara. Astfel, duminică, intervenția pompierilor și salvatorilor a fost solicitată în mai multe localități din centrul și sudul țării. Cel mai des angajații GSU au fost chemați să pompeze apa din curțile și beciurile mai multor gospodării. Ploile abundente au deteriorat și mai multe porțiuni de drumuri din localitățile Buțeni, Negrea și Sofia din raionul Hâncești, dar și în localitățile Molești, Hanska și Cigărleni, raionul Ialoveni. Comisiile pentru situații excepționale urmează să estimeze pagubele înregistrate. Autoritățile vin în ajutorul fermierilor și antreprenorilor care au avut de suferit în urma calamităților naturale, astfel agricultorii care au rămas fără recoltă din cauza secetei sau a înghețurilor ar putea beneficia de unele facilități la achitarea creditelor bancare contractate pentru a-și întreține activitatea. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perjo a declarat doar în raionul Basarabeasca, din cele peste 400.000 de hectare semințate din toamnă, mai mult de jumătate au fost afectate de secete și înghețuri. Potrivit oficialului, cel mai mult au avut de suferit în urma calamităților naturale raioanele din centrul și sudul țării. Ministrul Agriculturii a spus că pe parcursul săptămânii curente va purta mai multe discuții cu reprezentanții băncilor referitor la acordarea unor înlesniri pentru agricultorii din țară, la achitarea creditelor, dobânzilor și penalităților. A fost alocată prima tranșă din creditul luat de Primăria Capitalei pentru suplimentarea parcului de troleibuze din capitală cu alte 35 de vehicule. Despre asta a anunțat edilul Ion Ceban într-un video postat pe Facebook. Este vorba despre 55 de milioane de lei, bani contractați de municipalitate de la o bancă comercială locală. A fost semnat contractul cu banca și au fost transferate primele 55 de milioane de lei pentru procurarea, asamblarea de troleibuze la Chișinău. Iar până la sfârșitul anului trebuie să suplinim cantitatea de troleibuze cu 35 la număr. Precizăm că din cele 35 de troleibuze, 30 de vehicule vor fi clasice, iar 5 articulate. Valoarea totală a proiectului este de 130 de milioane de lei. În același timp, potrivit primarului Capitalei, a fost definitivat și caietul de sarcini pentru a cumpăra cele 100 de autobuze noi. În acest sens, Ceban a precizat că procedurile de licitație vor fi anunțate în cel mai scurt timp posibil. În prezent, parcul de troleibuze din capitală numără aproximativ 389 de unități, iar în parcul urban de autobuze sunt 143 de vehicule. Directorul unei piețe private din Buicani ar încerca să se răzbune pe autorități prin închiderea spațiilor comerciale, asta după ce municipalitatea l-a obligat să evacueze mai multe gherete de pe trotuar. Declarațiile au fost făcute de primarul capitalei Ion Ceban, care califică gestul antreprenorului drept șantaj. Pretorul sectorului Buicani susține că directorul pieței a anunțat că sistează activitatea de mâine, pe motiv că în zonă urmează să aibă loc lucrări de reparație. Autoritățile anunță că problemele au început atunci când proprietarului i s-a comunicat că trebuie să evacueze gheretele de pe trotuarul străzii Alba Iulia, unde se vindeau flori, că cioctele au expirat. Agentul economic nu s-a conformat, iar în continuare va fi întocmită dispoziția și obiectul va fi demolat în mod forțat. Totodată, joi, am primit notificare. Pretura de sector, cât și direcția comerț a fost notificată despre suspendarea pe o perioadă nedeterminată a pieței. Funcționarii susțin că această acțiune este de fapt un șantaj, întrucât motivele invocate de a închide piața sunt neclare. Invocă motive că e necesar reabilitarea sistemului de anti-incendiar, dar și necesitatea efectuării anumitor lucrări de reparație. În zona în care se vând produse, ori piața este mixtă și urmează să fie efectuate lucrări de reparații în zona unde se vând produse industriale. Nu știu și nu pot să mă expun care este justificarea adevărată acestui motiv, însă foarte mult sper că totuși vom reuși să menținem deschisă zona agroalimentară. Pretura a solicitat ca cel puțin zona unde se comercializează fructe și legume să rămână deschisă, dar dacă directorul nu va merge la un compromis, se vor identifica alte locuri pentru ca cei peste 150 de agenți economici care activează pe teritoriul pieței să-și poată vinde marfa. Vadim Brânzaniuc a anunțat că deja s-au identificat câteva locuri pe strada Alba Iulia, Onisifor Ghibu, Liviu Deleanu și Calea Ieșilor. Totodată, edilul capitalei spune că dacă directorul a închis piața pentru că își dorește să construiască altceva acolo, atunci nu-i va reuși. Toate instalațiile care sunt acolo sunt ilegale. În momentul în care i s-a transmis această solicitare, a început a șantaja cu închiderea pieței. 3. Acest individ este unul dintre puținii care a perceput taxe de 10 de ori mai mari
de pe oameni atunci când au activat. Dacă el are alte planuri acolo, de construcții, de bloc, de nu știu ce, nu o să construiască nimic. Vrea să închide piața? Să-și închide piața, dar șantajul nu va trece și vă rog foarte mult, în decurs de două zile, trei, să identificăm suplimentar spații în sector unde putem organiza și ajuta oamenii să-și vândă producție. De asemenea, primarul a declarat că astfel de probleme există în mai multe sectoare, iar din acest motiv a solicitat viceprimarului Inga Ionesi și pretorilor ca timp de o săptămână să fie găsite locuri pentru așa zisele filiale sectoriale ale pieței centrale care vor activa ca spații publice. În același timp, în sectorul botanic, piața de pe strada Ateilor a fost demolată, iar acum acolo au început lucrările de construcție a unui centru comercial. Pretura spune că piața care a fost se va muta în interiorul centrului, iar toți vânzătorii își vor păstra locurile de muncă. Раньше, я считаю, что стоило бы обратить внимание на то, что это центральная улица, которая ведет, соединяет аэропорт и центр Кишинева. И когда на центральной улице, главной артерии Ботаника, расположен рынок, то каким бы этот рынок не был дисциплинированным или аккуратным, все равно это рынок. И вокруг всегда была грязь. Юрий Витнянский spune că aspectul estetic al zonei se va schimba mult. Торговый центр подразумевает собой подвальные помещения, то есть это субсол, который должен предусматривать парковочные места, то есть они будут не открытые, а то есть с крыши, то есть закрытого типа, несколько уровней торговых площадей и офисные помещения. На одном из уровней планируется расположить агропромышленный рынок, который, где будут реализовываться фрукты и овощи. А все те люди, которые работали на самом рынке до начала реконструкции, их рабочие места будут сохранены. То есть экономический агент с ними уже провел переговоры и предложил им работать после реконструкции. Autoritățile spun că lucrările de construcție vor dura și se vor finaliza anul viitor. Menționăm că până pe 10 iulie urmează a fi prezentat Consiliului Municipal Chișinău și conceptul de modernizare a pieței centrale. Angajații a 5 grădinițe din Chișinău sunt în carantină. Asta înseamnă că pentru o perioadă instituțiile vor fi închise și pentru personalul de acolo, nu doar pentru copii. Regimul special a fost instituit după ce câțiva angajați din instituțiile respective s-au infectat cu noul coronavirus. În acest context, viceprimarul Angela Cutasevici spune că redeschiderea grădinițelor reprezintă un risc extrem de mare atât pentru angajați cât și pentru copii. Noi facem absolut toate lucrurile necesare pentru pregătirea și asigurarea instituțiilor educaționale în regim post-pandemic, dar există riscuri extrem de mari de îmbolnăvire atât a angajaților cât și a copilașilor. La data de 4 iulie avem înregistrate 12 cazuri de îmbolnăvire a angajaților din instituțiile municipale de învățământ general. Astfel, doar în instituțiile de educație timpurie avem 5 angajați și 5 instituții, de fapt, sunt în carantină, unde angajații care au contactat cu persoanele bolnave sunt în izolare. Și în instituțiile de învățământ secundar sunt 6 persoane. Oficialii de la Primăria Capitalei spun că riscul redeschiderii grădinițelor municipale vine și de la specificul acestor instituții. Ceea ce este specific vârstei copiilor din preșcolaritate este faptul că lor le plac jocurile în comun, ei prefer activitățile de grup, ceea ce sunt de fapt sunt activități contraindicate în această perioadă. Mai mult, viceprimarul Angela Cutasevici susține că și numărul părinților care sunt gata să-și reîncadreze micuții în instituțiile de educație timpurie este în descreștere. Afirmația este făcută în baza rezultatelor unui chestionar care se face periodic în rândurile locuitorilor orașului care au copii de grădiniță. Dacă în prima etapă de chestionare, realizată în prima săptămână a lunii iunie, și-au exprimat dorința de a aduce copiii la grădiniță 66%, atunci, în prima săptămână a lunii iulie, și-au exprimat dorința 51% din părinți. Viceprimarul a mai spus că în contextul riscului mare, în această săptămână vor fi organizate campanii de informare și responsabilizare a părinților și angajaților grădinițelor în contextul impactului COVID-19 asupra sănătății copiilor. Asistenții medicali din toate instituțiile de educație timpurie vor fi instruiți în cadrul unor cursuri de reacționare rapidă în cazul unor suspiciuni de COVID.
O istorie cu final fericit. Anul trecut, postul nostru de televiziune v-a prezentat un ciclu de materiale despre copii rămași fără îngrijirea și dragostea părintească. Iar unul din cadourile oferite acestor copii a fost o mini-vacanță la pomul de Crăciun de la Kremlin. Unul din acei copii a primit de curând cadoul vieții. Este vorba despre un băiat de 12 ani, pe nume Andrei Sârbu, de la centrul de plasament temporar Raza Soarelui din Sângerei. Băiatul, alături de cele trei surioare ale sale, s-a ales cu o familie. Acum ei locuiesc în satul vecin, Ciciuie, cu mama, tata și doi frați mai mari. Tata, e ca ultima dată, tata a fost la loc și m-a luat pe mine și mi-a învățat cum se pune plitca, cum se face. Și l-am ajutat și eu. Dar nu s-a fost greu, că plitca e foarte grea. Nu e grea, ușor. Și ce ți-a învățat mama? Mama a învățat cum să spal visia, la cum să faci prăjituri. În februarie, Vyacheslav și Tatiana Voloșenko au decis să-și extindă familia cu încă 4 membri. Tatiana are 21 de ani, iar soțul său e puțin mai mare. Ambii au visat întotdeauna la o familie numeroasă. Tinerii sunt energici și gata să crească deja 6 copii. Se străduiesc să le acorde tuturor cât mai multă atenție și în fiecare zi să învețe ceva nou. Ambii fiind din familii numeroase, inițial și-au dorit să ia un copil din orfelinat. Nu și-au imaginat atunci că vor avea o familie atât de mare. Iar de copii au avut mare noroc pentru că toți sunt buni și receptivi. Inițial îi luau pe copii doar în zilele de odihnă pentru a se cunoaște mai bine, după care i-au pus drept la inimă și au decis că nu mai are rost să-i ducă înapoi la centrul de plasament. Acum Tatiana apare o cloșcă mereu preocupată de puișorii săi, iar asta o bucură enorm. Despre copii nu se poate spune niciodată că sunt prea mulți, spune tânăra. Eu sunt din familie cu 7 fete, soțul din 9 copii, o soră și o băieț. Și noi am crescut în familii mari. Și ce suntem noi cu o familie mică, cu doi copii, dacă se face să avem și noi mai mulți? Acum Andrei are camera sa unde, spune el, se simte mult mai bine decât între pereții centrului de plasament. Iar argumentele sunt solide. Aici mai e liniște decât acolo. Acolo mai când stai și nu ți dau pace, vine și te joacă. Acum Andrei poate să se joace când vrea, mai ales că surorile mai mici îi se alătură cu mare plăcere. El nu-l uită însă și pe tizul său din centrul de plasament temporar Raza Soarelui, cu care timp de câțiva ani erau de nedespărțit. L-am întrebat dacă le e dor să se vadă. Da, că el a fost cel mai bun prieten al meu. Când m-am plecat la Moscova, când o să într-o clasă eram. Iar treburile lui Andrei merg foarte bine. Băiatul i-a plăcut întotdeauna mai mult sportul decât cărțile. La toamnă, dacă va susține probele sportive, el va merge la liceul internat republican cu profil sportiv, unde va face canotaj. Noi ne-am înțeles, doamna, ca și eu cu minte, încă și eu cu minte, să ascult, să ajut doamnele. După asta, și doamna dumneavoastră au zis că să ascult pe doamnele ca să faci tot și a spui doamnele. Apoi o să plec la Chișinău. În centrul de tip familial Raza Soarelui se află acum 12 copii. Cel mai mic are doar un an, iar cel mai mare 13. Administrația instituției speră foarte mult ca într-o zi și aceștia să-și găsească un loc cald în familii la fel de iubitoare. Înțeleg lucrurile acestea, totuși clar că vor lângă mamă și lângă tată. Chiar, iată, să zicem de Andrei, el spunea că da, eu foarte mult vreau să am o familie. Dar mi spunea deschis numai, nu părinții lui. Am văzut diferența dintre o familie normală, chiar și aici relațiile dintre maturi și copii în centru și relațiile din familia sa. Centrul de plasament temporar pentru copii Raza Soarelui activează din 2008, iar acești copii pot fi luați de orice familie în stare să le ofere traiul și educația necesară. Pentru asta trebuie să se adreseze la Direcția de Asigurări Sociale. În luna decembrie, primul în Moldova, alături de partenerii săi din Rusia, a organizat pentru 12 copii o vacanță la pomul de Crăciun de la Kremlin. Printre ei erau și doi prieteni, doi băieți, ambii pe nume Andrei, de la centrul de plasament din Sângerei. Casa Muzeu Alexandru Pușkin va fi restaurată până în septembrie. Promisiunea a fost făcută de șeful statului Igor Dodon în cadrul unei întrevederi cu Vadim Drelinski, noul director al muzeului. La lucrările de restaurare a complexului vor participa și experți din Sankt Petersburg. Proiectul urmează să fie finalizat în luna septembrie, atunci când vor fi marcați 200 de ani din ziua când marele poet rus a fost exilat în Basarabia. Președintele Igor Dodon a promis toată susținerea pentru Casa Muzeu, care este și o importantă verigă de legătură între popoarele și culturile Moldovei și Rusiei.
Astăzi, în Republica Moldova, sunt comemorate victimele deportărilor staliniste. Exact acum 71 de ani, peste 35.000 de oameni au fost ridicați din casele lor și trimiși în lagărele de muncă forțată din Siberia și Kazahstan. În acest an, statul a alocat ajutorul unic de 1.000 de lei pentru 7.411 victime ale represiunilor politice, aflate în viață, printre care și moldovenii supuși deportărilor din cel de-al doilea val din 6 iulie 1949. Este o zi neagră, o zi de comemorare a celor care au suferit și mulți au pierdut și viața. Nu trebuie să uităm niciodată aceste tragedii ale neamului nostru. În contextul comemorării victimelor deportărilor, șeful statului Igor Dodon a venit cu un apel la unitate. Președintele a precizat că, analizând tragediile din trecut, în niciun caz nu trebuie să permitem nimănui din interior sau din afară să semene discordie și ură în rândul cetățenilor Republicii Moldova. Amintim că pentru stabilirea dreptului la alocația anuală de 1000 de lei oferită în fiecare vară este necesar să fie depusă o cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale și cetățenii domiciliați în stânga Nistrului pot solicita acordarea acestui ajutor material. Totodată, conform legislației naționale, cei care au avut de suferit beneficiază și de înlesniri medicale, inclusiv de medicamente compensate. Pensionarii pot beneficia, de exemplu, de dreptul la confecționarea și reparația protezelor dentare, la reabilitare anuală în diferite sanatorii cu o reducere de aproximativ 50% din costul biletului. Victimele reabilitate în urma represiunilor politice primesc și o alocație lunară în mărime de 500 de lei. Doi copii din Cahul au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu substanțe chimice. Primul caz a avut loc în satul Văleni, unde un copil de numai un an s-a intoxicat cu detergent. Iar celălalt, de 3 ani, din orașul Cahul, s-a otrăvit cu pesticide pentru tratamentul viței de vie. Ambii micuți au fost internați în secția de toxicologie a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău. Starea pacienților este satisfăcătoare. Despre alte incidente care au avut loc în țară, aflați în grupajul știrilor, pe scurt. Alcoolul la volan face noi victime. Un tragic accident a avut loc azi dimineața în apropierea localității Mingir din raionul Hâncești. Șoferul beat în vârstă de 31 de ani a pierdut controlul volanului și a derapat, iar mașina pe care o conducea s-a răsturnat în șanț. În mașină se aflau două femei din Hâncești. Una dintre ele, o pasageră de 27 de ani, a murit pe loc, iar cealaltă femeie de 28 de ani a fost transportată de urgență la spital. Tot din cauza alcoolului, un alt accident a avut loc ieri în Drochia. Un tânăr de 20 de ani, care a urcat beat la volanul unei motociclete, a pierdut controlul ghidonului și a ajuns într-un gard. În consecință, pasagerul de 16 ani a fost transportat la spital cu diverse traumatisme. Dacă vina șoferului va fi demonstrat, acesta riscă amendă de până la 67.000 de lei sau să fie lipsit de carnet pentru 4 ani. Gard cu ghinion. O mașină a ajuns în gardul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală după ce s-a ciocnit în trafic cu o altă mașină. Șoferul vinovat nu a ales din timp banda potrivită pentru a vira la stânga și a lovit un automobil care ulterior a fost aruncat într-un pilon electric și apoi în gard. Vinovatul riscă 6 puncte de penalizare și o amendă de 1.500 de lei. Amintim că în luna aprilie 2019, un microbuz vechi a intrat în gardul muzeului la scurt timp după ce vehiculul fusese furat de un tânăr beat. Iar pe strada Petrican din capitală, două persoane au fost rănite după ce microbuzul în care se aflau a fost lovit din spate de un camion. Imaginile de la fața locului au fost plasate într-un grup pe rețea de socializare, unde se vede că parbrizul, capota și bara de protecție a microbuzului au fost practic distruse. Alte detalii se stabilesc. Un microbuz a luat foc în zona cărei din capitală pe strada Yuri Gagarin. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a stinge flăcările. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Mașina a fost cuprinsă de flăcări în jurul orei 8 dimineața. Imaginele au fost surprinse de un alt șofer și au fost postate pe rețea de socializare. Ajunși la fața locului, pompierii au stins focul în scurt timp, iar incendiul a afectat doar partea din fața mașinii. Și lucrurile personale ale șoferului au fost scoase la timp din vehicul și nu au fost afectate. Oamenii legii investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului. Un tânăr de 22 de ani, originar din raionul Strășeni, este cercetat penal pentru huliganism. Făptașul, fiind în stare de ebrietate, a intrat cu forța în interiorul centrului de asistență a victimelor violenței în familie pentru a-și vedea femeia și copilul. Bărbatul, care deținea asupra sa un cuțit și un ciocan, a amenințat și a agresat o angajată a centrului în vârstă de 48 de ani. Tânărul se află în arest preventiv. Conform legislației penale, acesta riscă închisoarea de până la 7 ani.
Braconieri în rezervație. Trei locuitori din Slobozia Mare au fost prinși de polițiștii de frontieră pe lacul Beleu. Bărbații nu dețineau acte confirmative care le-ar permite pescuitul în zonă. Astfel, polițiștii au sustras de la ei 370 de pești și 16 plase cu o lungime totală de peste 1000 de metri, iar un alt tânăr de 23 de ani a fost prins cum pescuia ilicit în Prut. Acesta a reușit să prindă 44 de pești. Făptașul nu este la prima abatere. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. La ora 21 nu ratați buletinul în limba rusă. Vă reamintesc că știrile Primul Moldova pot fi accesate și pe paginile postului nostru de televiziune de pe rețelele de socializare. Să aveți o seară liniștită!